Bună seara tuturor, sunt Arotela cu etalare pentru cei născuți în semnul Fecioarei, sau mai bine zis cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară pentru august 2019, în sfârșit o etalare clasică. Sper să nu mă întrerupă nimeni, dacă nu, vedem cum ne descurcăm. Am amestecat cărțile și a apărut la un moment dat 8 de băte. 8 de băte, care ce înseamnă? Înseamnă August, băte înseamnă foc. Evident, confirmă faptul că facem etalarea pentru august, pentru perioada zodiei leului, în mod special, dar și pentru fecioară, leu, fecioară. Există putește în aer, ori dorința de a călători, ori de a comunica peste apă cu cineva, față de care ori aveți voi o pasiune, ori ei au o pasiune față de voi. Da? Bătele înseamnă pasiune, înseamnă foc. Da? Comunicare la distanță, 8. E o comunicare plină de interes, dacă nu este mai mult de atât. Poate să fie și dorință pentru unii dintre voi, însă comunicarea aceasta, într-un fel sau altul, vă ajută să vă descoperiți o latură aparte a voastră. Ori să vă întăriți, ori să vă sensibilizați că a apărut puterea, dar într-un fel sau altul, iar comunicare, da? Am zis bine. Și iar călătorie. Iar călătorie, 6 de spade. Probabil unii dintre voi veți călători. Poate spre sfârșitul lunii, că intrăm în fecioară, da? Veți călători să vă petreceți ziua undeva într-un loc ieșit din comun. Da, cu 6 de cupe. Nu e obligatoriu să fie semn de apă, dar în general cupele reprezintă apă, dar cu cineva cu care vă simțiți foarte bine. Și probabil această întâlnire, această călătorie, da, semn de apă, asta e. Pentru unii dintre voi este un semn de apă, regina de cupe. Rac, scorpion sau pești. Sau dacă nu este regina, am zis că nu-mi place să mă fixez pe persoane, este o întâlnire cu cineva, ori dintr-o altă viață, ori din copilărie, din trecut, cu care reușiți să vă simțiți foarte confortabil. Persoana sau comunicarea respectivă vă învață, printre altele, dragostea de sine. Haideți să tăiem cărțile, că deja am vorbit mult doar despre două cărți. Fecioară, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Fecioară și fac etalarea pe o carte, ca să știți. Doamne, ce este aici jos? Nu vă puteți închipui voi, fecioarelor, care sunteți ordonați și meticuloși. Aici este un haos creativ, mai ales înainte de expoziție. Este nebunie. Nebunie. Dar e frumos. E frumos. Nu știu dacă rezistați voi într-un spațiu ca ăsta. Aici mai e cum mai e, dar acolo e. Hai să vedem ce apare. Central. Nu vă simțiți singurei? Acesta ar fi semn de pământ. 5 de monede. Într-un fel, că e central, e inima, inima crucii celtice. Vă simțiți un pic singuri? Sau sunteți într-o perioadă a relației voastre în care nu comunicați? Nu. Și da, probabil a apărut 8 de băte și 6 de spade. E nevoia de a vă apropia. Poate sunteți la distanță și trebuie să vă apropiați ca să comunicați mai bine și să topiți această gheață care este între voi sau în jurul vostru. Și cum o topiți? Prin conexiunea, prin foc, prin conexiunea la spiritualitate, pe de-o parte, dar și la acea latura voastră care vă reprezintă, nu știu, este ceea ce vă animă. Nu știu, sper să înțelegeți ce spun. Dar vă simțiți cam singuri unii dintre voi. Sau aveți probleme financiare și așteptați un ajutor din partea cuiva. Aici e clar că sunteți voi sau un alt semn de pământ. 5 de monede. Poate unii sunteți un pic mai bolnavioși și aveți nevoie de ajutor. Unii. Eu sper că acum să vă bucurați de vară, într-un fel sau altul. Eventual să munciți, să vă echilibrați financiar, să mergeți către 6 de monede. Haideți să vedem ce urmează. Provocarea. Justiția, am văzut-o și în timp ce am amestecat. Of, chestii legale. Sau pur și simplu, ia uite și asul de. Ia, trebuie să comunicați serios cu cineva.
să vă transmiteți adevărul sau să aflați adevărul într-o situație. Justiția. Posibil să fie semnul balanței, dar nu e obligatoriu. Justiția aduce echilibru. Că sunt chestiuni legale, că pur și simplu trebuie să echilibrați, da? Am vorbit 6 de monede, înseamnă echilibru. E varianta 3D a justiției, da? Să treceți de la 5 de monede către 6 și aici e provocarea. Echilibru. Vedem, trebuie să reușiți. Trebuie să reușiți. Pentru că în curând vine și Jupiter, am mers direct și o să fie bine pentru toată lumea. Garantez. Haideți să vedem și mai legăm cărțile. În trecut. În trecut. Ați fost supărați, domnilor. Că de ce? Ați pierdut pe cineva drag? Pentru că tot avem un 5 de monede. Unii dintre voi ați pierdut pe cineva drag. Sau v-ați despărțit. Din cauza unui trio, da? Haideți să vă arăt că am stins bețișorul. Din cauza unui trio. Și mult timp, pentru că e un trecut îndepărtat, asta și-ați regretat. Dar, domnilor și doamnelor, fecioarele mele dragi, nu mai regretați. Detașați-vă, pentru că a apărut 6 de spade, detașare mentală. Comunicați cu oricine altcineva care vă ajută să vă descoperiți, nu știu, ceva nou în voi. Răsuciți-vă și întoarceți-vă către acest doi de cupe care vă așteaptă. E cineva, dar trebuie să ieșiți din această energie, că altfel atrageți numai tristețe. Vedem dacă ați ieșit. Pentru că asta ține de domeniul trecut. Există cineva pentru oricine. Gata să vă iubească. Vedem cum se leagă. Deci asta oricum... 5 de cupe, o stare de regret, de durere, de doriu, de tristețe adâncă. Dar ține de un trecut îndepărtat. În ultima vreme, trecutul apropiat, semn de apă, nu e obligatoriu, dar fiind cupe, asta e semn de apă. Unii spun că ar fi pești, dar nu toți peștii se manifestă ca un valet de cupe. În general, e o comunicare blândă, ok, dar trebuie să se depășească această fază. Este un început, da? Ca să ajungeți la consistență, trebuie să depășiți faza aceasta, să mergeți către 8 de bâte, cum am spus mai devreme. Să vă exprimați pasiunea, nu doar din când în când niște emoții. Poate în ultima vreme... Pentru unii, pentru că nu toată lumea a relaționat cu un semn de apă, pentru unii poate să fie o chestiune legată de un copil sau pur și simplu niște vești că sunt vești, că cineva a empatizat cu dumneavoastră în ultima vreme, alegeți voi. Pentru că în acest moment... Valetul de cupe îmi vorbește despre o persoană care a empatizat și a arătat cupa, da? A împărtășit ceva. Ce? Peștele, simbol foarte profund. Asta e în trecutul apropiat. Iar comunicare, așa am văzut-o. Ce va guverna această lună este nevoia de comunicare. Poate unii dintre voi veți dori să... spionați pe cineva, să înțelegeți situația sau să cercetați una alta despre multe. Poate cum să faceți bani să vă echilibrați financiară. Poate cum să aduceți echilibru și justiția în viața voastră. Poate cum să mergeți mai departe, da? Cercetare, comunicare, investigare, da? Cum să depășiți această fază de început într-o relație emoțională cu cineva, sentimentală sau pur și simplu o prietenie faină. Avem doi valeți. E o energie, dacă nu e tânără, nici musa imatură, reprezintă fazele incipiente într-o relație, într-o situație, într-un proiect, că nu e obligatoriu să fie persoană. Regina de spade, viitorul apropiat sau chiar prezent? Regina de spade, a tăiat comunicarea cu cineva,
Sau cineva v-a spus, poate cineva cu semne de aer, cu planete în semn de aer, dar nu e obligatoriu, sau o persoană care manifestă această energie, ori v-a spus niște adevăruri foarte deranjante, ori a tăiat comunicarea și din acest motiv, o perioadă, nu știm cât, în august o să vă simțiți un pic cam singurate și cam într-o stare de răceală, da? E interesant cum se așează toate trei. Deci, în trecutul apropiat, ați comunicat emoțional cu cineva și totuși, din niște motive, comunicarea asta a fost întreruptă foarte dur. S-au spus niște lucruri prea direct și a afectat relația și acum cei doi nu mai comunică atât de bine. Sau chiar deloc, dacă s-a tăiat legătura. Și doare, doare. Și din acest motiv, energia, da? Energia care guvernează este acest vale de spade care are nevoie să afle. Totuși ar vrea să discute cu regina. Valetul ar vrea să discute cu regina. Rămâne de văzut dacă veți putea discuta, că și 8 de bâte înseamnă discuție. Ideea este că nu puteți discuta cu regina de spade oricum. Nu vă jucați cu inteligența reginei de spade. Că sunteți voi, că este altcineva, rămâne de văzut. Rămâne de văzut fiecare ce energie vrea să manifeste. Poate la sfârșitul lunii spuneți. Dar, ca și energie generală, ar fi că veți simți nevoia să comunicați. Dacă și reușiți, rămâne de văzut. Pentru că ce este? Provocarea este să echilibrați, da? Revenim, da? Să echilibra situația. Să echilibra situația. Adică, cu alte cuvinte, unii dintre voi veți dori la un moment dat, poate nu acum, poate, eu știu, când se apropie soarele de zodia voastră, rămâne de văzut ce planete, cum se mai așează. Veți simți nevoia să echilibrați situația și să comunicați. O să iau o guriță de cafea. Sunt pe cartea de anatomie artistică. Și să vă mai zic de ce fac etalările așa face-to-face. Nu o să ai să mă vedeți. Dar am început să bat cuie, să vopsesc și nu mai fac manicura. Nu mai fac până nu termin lucrările. Deci. Oh, ce frumos! Sfatul. Doi de cupe. Domnilor, găsiți acel mod de a comunica cu ce? Valetul de cupe. Probabil, într-un fel sau altul, valetul de cupe e o variantă. Ar fi vrut să meargă mai departe, către doi de cupe, dar dintr-un motiv sau altul, ceva s-a întâmplat. Poate chiar distanța dintre voi provoacă această durere, această răceală și, domnule, eu nu știu cum sunteți voi, dar când e o relație la distanță, uneori simți nevoia să pui punct pentru că îți dai seama că n-are rost să meargă. Înțelegeți? Sfatul este eventual, în cazul în care nu e persoană, să vă echilibrați. Echilibru masculin și feminin emoțional. Îmi place să citesc și așa cărțile. Nu vreau să mă fixez pe zodii și pe persoane. V-am zis de nu știu câte ori și repet. Pentru cei care nu vor să se împace cu persoana cu care sunt acum în discuții, eventual cu aceasta, sau cu oricine altcineva, nu e obligatoriu să fie semn de aer, poate să fie orice alt semn, pentru că aici avem semn de apă, da? Dacă nu e vorba de împăcare, împăcați-vă cu voi înșivă și învățați-vă să vă hrăniți inimioara, într-un fel sau altul. Să vă echilibrați voi, acesta este cel mai important lucru. Apoi sfatul ar fi, dacă e o persoană, da, doi de cupe, înseamnă și împăcare. Înseamnă împăcare. A apărut și șase de cupe, care și el înseamnă împăcare. Mai devreme sau mai târziu, bănuiesc că vă veți împăca. Pentru că legătura dintre voi doi, cum am spus, este foarte profundă. Foarte profundă.
Ar trebui să stau iar vreo 10 minute să vorbesc doar despre această comunicați telepatic cu oamenii ăștia. Vă puteți certa la distanță și vă puteți vindeca la distanță. Și dacă comunicarea verbală nu merge în această perioadă, apelați la comunicarea telepatică. Da? Eventual, transmiteți acele gânduri de împăcare, de blândețe, de dragoste. Transmiteți-le ca persoana să simtă și să se deschidă cât un pic, cât un pic, după discuțiile care au fost. Da? Cu regina de spade, sigur, au fost niște discuții cu cineva. Repet, poate să fie un proiect sau o chestiune la locul de muncă, dacă nu e o chestie amoroasă. Că nu toată lumea trece prin așa ceva. Acum, exterior, ce aveți? Wow! Împăratul! E o persoană foarte puternică care influențează această poveste într-un fel sau altul. Nu sunteți voi pentru că e forță exterioară. E o persoană dominatoare, care vrea să controleze, care ține totul în control și care, într-un fel sau altul, a intrat ca și vibrație, nu știu dacă și trup, și mental, și prin acțiuni, a interferat în relația voastră. Poate din acest motiv au apărut și discuțiile. Nu știu, așa simt. Așa simt. Repet, poate să fie vibrația unei persoane. Încă suntem de-abia în iulie, nici măcar n-a început augustul. În momentul în care cineva are o vibrație atât de puternică ca și împărat, evident că se simte înainte să apară. Știți cum? E forță exterioară. Poate, pentru unii dintre voi, dacă tot ce am descris eu ține mai mult de locul de muncă, poate șeful să influențeze într-un fel situația în care sunteți. Rămâne de văzut cum. Dar împăratul și-a făcut simțită prezența. Că-i berbec, că-i taur, nu contează, poate să fie și leu, poate să fie și capricorn. E o persoană foarte puternică. De ce vă este frică? De regina de bâte. Regina de bâte. Regina de bâte e semn de foc. Adesea. Nu contează că e soare, că e ascendent, că e Venus, care e Venus o foarte puternică, și Martele e puternică în leu, și Jupiter e foarte puternică în leu. E o persoană autoritară, ca și regina de spade. Oricând poți să-și schimbă pozițiile, da? Chiar dacă sunt regine diferite, ne putem manifesta uneori foarte mental, alteori foarte pasional. Dar vă este frică oarecum de această persoană? Frică. În sensul că nu vă place ceva în atitudinea lor sau poate sunt prea dominatori. Da, asta este. Mulțumesc. Sunt prea dominatori. Și probabil că într-un fel trebuie echilibrate energiile. Băi, este frică de regina de bâte. Pe de-o parte, mai înseamnă ceva. Am zis, dacă nu-i persoană, regina de bâte reprezintă încrederea în voi înși vă. Ați putea spune, nu, că eu am încredere în mine. Rămâne de văzut dacă chiar în toate ai încredere în tine. E o persoană foarte... E autentică. E pasională în ceea ce face. E creativă, după cum vedeți, are o floare, da? Are un fel de a fi magic, care captivează. Avem pisica neagră. Apropo, apropo, de 3 zile am un pisoi mic și negru. A venit la mine acasă, am vrut să-l dau vecinei, nu l-a vrut, asta e. Trebuie să-l păstrez și numele pisoiului se va numi Magic. Da. Deci, ce vă doriți? Cred că vă doriți să depășiți această stare de tristețe, să vedeți oportunitățile din jurul vostru și eventual din relația aceasta care totuși, într-un fel sau la altul, v-a lăsat așa cu o tristețe. Aveți 5 de cupe în trecut, îndepărtat, probabil
Nu mai vreți să experimentați atâta tristețe pe care ați simțit-o și în trecut. Vă doriți, eu așa simt cartea, vă doriți să uitați, acele triouri, acele momente de petrecere cu unii cu alții, că dacă nu-i triou, poate să fie petrecere. Acele cupe jumate pline, jumate goale, vă doriți să folosiți oportunitățile din preajma voastră. Avem și un valet de cupe, poate cineva totuși v-a oferit o prietenie și într-un fel sau altul n-a mers și vă doriți totuși, măcar până la sfârșitul lunii, cum am zis, poate să vă împăcați și să luați această cupă, da? A prieteniei, zic eu. O fi mai mult, rămâne de văzut. Pe de altă parte, poate un semn de apă, că a apărut, da? Pentru cei care relaționați cu un semn de apă, e supărat pe voi și oferiți voi această cupă a împăcării, da? La un moment dat, într-un fel sau altul. Cărțile sunt faine așa cum se așează. Ce va fi în final? Monede, e de bine. Trei de monede înseamnă colaborare. Dacă vă împăcați, puteți să... Ce frumos! Înseamnă creștere, trei, dar e cu vârful în sus, înseamnă creștere practică, în relație. Poate voi doi vă duceți la cineva și, nu știu, sunt multe variante. Ori voi vă duceți la cineva și învățați cum să creșteți relația, cum să colaborați fructuos. Ori voi vă duceți împreună cu o prietenă, o prietenă, la persoana de care v-ați despărțit, da? Și încercați să reechilibrați, să echilibrați situația. Pe de altă parte, dacă vorbim doar despre bani, trei de monede înseamnă că începe să vă meargă bine la locul de muncă. Spre deosebire de 5 de monede, care arată niște probleme financiare, chiar de sănătate, singurătate, un disconfort dintr-un punct de vedere. Într-un final, în august, aveți o creștere. Poate creșteți un pic la locul de muncă unii dintre voi, da? Și, evident, lucrând bine și observându-vă șeful, forță exterioară, începe să creșteți și financiar, da? Așa îmi place să citesc. Oricum, trei de monede e o energie foarte faină. Foarte faină și vă reprezintă pe voi semn de pământ. Deși nu e obligatoriu. Am zis că nu e obligatoriu să ne fixăm pe așa ceva. Fecioară, fecioară. Aici avem ce? Asul de spade. Avem comunicare directă, adevărată, da? Care doare. Doare că doar aveți aici niște cărți care exprimă disconfortul. Și justiția comunică direct și corect. Nu doar direct, corect. Avem comunicare și aici. Dacă sunt chestiuni legale cu trei de monede, eu zic că este de bine. Primiți recunoaștere într-un proiect sau în procesul respectiv, dacă sunt chestiuni legale, sau în ceea ce faceți. Primiți recunoaștere. Sunteți recunoscuți pentru muncă, pentru eforturile depuse. Măcar la locul de muncă. Dar am zis, e valabil și pentru o relație emoțională, sentimentală. Asta dacă preluați sfatul fiind, doi de cupe, să comunicați un pic și telepatic, să transmiteți dorința de împăcare, vibrații bune către persoana cu care v-aș certa dacă sunteți într-o stare, pentru că asta e, unii dintre voi, nu toată lumea s-a certat.
Avem 5 de monede, justiția, da, valetul de spade și mai ales regina de spade. A fost sau este sau urmează cât de curând o discuție cu cineva. Asul de spade. În spate avem imaginea unei familii date peste cap. Asta e imaginea clasică a familiei, nu neapărat fericite, confortabile, da? Dar este dată peste cap. Este invers. Poate unii dintre voi, că avem justiție, s-ar putea și regina de spade să vă gândiți la o separare. Poate, nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu. Poate separarea asta a venit în timp și trebuie să exprimați ceva legat de această experiență cuiva, ca să vă înțeleagă. Dar avem ce? 3 de bâte. Iar semn de foc. Dar nu asta e important. Iar dorința de a călători. Dorința de a vedea viitorul cu alți ochi. Asta înseamnă 3 de bâte. Să vezi viitorul cu alți ochi. După această experiență, da? Da. Poate pentru unii dintre voi a fost și un trio la un moment dat. Văd că unii dintre voi trebuie să luați niște decizii. Aici sunteți voi. Ah, da? Voi. Trebuie să luați decizii în legătură cu o situație aventuroasă. Cavalerul de bâte. O situație aventuroasă pe care trebuie să o transformați în ceva. Cam asta ar fi etalarea. Haideți să căutăm un... Să încerc să clarific ceva. Hai să încerc să clarific ceva. Ia uite 3 de spade. Clarificăm regina de spade. Ok, discuții. Că e semn de aer, că nu e semn de aer. Nu e obligatoriu, poate are planete. Regina de spade. Cine este regina de spade? Te rog frumos. Regina de spade poate să fie o persoană care suferă la fel de mult ca și dumneavoastră. Ia uite și împăratul. Împăratul, într-un fel sau altul, este în poveste. Cine poate să fie împăratul, poate să însemne foarte mult. Ia! Extraordinar! Împăratul și împărăteasa, cuplu divin. Wow! 10 de bâte! Fantastic! Cineva care vrea să-și asume responsabilitățile în această situație. Bine, poate să fie și o căsătorie opositoare, dar cu acest valet, 2 de bâte, valetul de bâte, cred că cineva alege să înceapă o relație care să fie extraordinar de asumați. S-ar putea? Nu știu. Oricum, am încercat să clarific regina de spade și a ieșit 5 de cupe. Poate să fie semn de apă, dar nu e obligatoriu, care suferă, regretă ceva. Sau dacă nu e semn de apă, ați prins-o într-un moment de supărare și în momentul în care regina de spade este prinsă într-un moment în care e îndurerată, taie tot. Wow! Împăratul! Împăratul! Wow! Și îndrăgostiții! Și îndrăgostiții! Că faceți voi parte din acest cuplu, că ați intrat
Vrând nevrând, în acest cuplu, într-un fel sau altul, avem parte de un cuplu divin care se va manifesta în orice condiții. Că vă place, că nu vă place, se va manifesta. Noutăți. Cavalerul de spade. Noutăți. Unor pot să fie dure. Iar spade, discuții, discuții aprinse. Ce aș vrea să clarific? Să clarificăm valetul de cupe. Cine e valetul de cupe? Cine e valetul de cupe? Valetul de cupe. Valetul de cupe, turul frumos. Wow! Turnul! Turnul! Ori o persoană uraniană, pentru cei care știți ce înseamnă, ori persoana sau situația în sine a venit ca trăsnetul în viața voastră, ori de curând, în trecutul îndepărtat, dar îndepărtat, apropiat, scuzați-mă, că aveți și regina de spade în viitorul apropiat sau în prezent, da? De curând poate să fie această separare. De cineva, ori persoana a intrat brusc în viața voastră, ceva s-a întâmplat și ați început să comunicați brusc, așa, ori brusc v-ați despărțit din nimic, aparent din nimic, aparent din nimic. Aș vrea să clarific ce 4 de cupe. De ce vă doriți 4? De ce apărți în poziția dorințelor 4 de cupe? Banu, de ce vă este frică de regina de băte? Regina de băte. Cine este regina de băte? Regina de băte a plecat. Vrea să plece, vrea să se detașeze emoțional, poate să fie cineva cu lună în scorpion, pentru mine carta asta total este scorpion, da? Sau ceva în casa 8-a se petrece, sau pur și simplu regina de spade vrea să se detașeze emoțional sau voi vreți să vă detașați emoțional de ea. Și iar avem valetul de cupe. Haia! Iar avem comunicare la distanță, pasională. Iar avem nevoie de vindecare, adică voi. Cineva creează ziduri în jurul său. Nu știu cât ați înțeles din această etalare. Am multiple variante, dar știu câțiva care vor înțelege ceva. Haideți să vedem un sfat de la înger pentru fecioară, soare, luna, venus, ascendent în fecioară. Așa mai și cărțile, dragii mei. Aș vrea să iasă mai faină. Dar să nu uităm că august este luna a 8. A 8 înseamnă transformare. Evident că apar și elemente legate de trăsnet, de turn, de 8 de cupe, da, detașare, de scorpion, de toate. Tot ce înseamnă casa 8, tot ce înseamnă. Da, interesant sfatul. Pentru cine o fi? Exprimați-vă dragostea prin cadouri. Exprimați-vă, nu știu dacă se vede în poziția asta, dar exprimați-vă dragostea prin cadouri. Pentru unii dintre voi. Și da. Unii dintre voi sunteți chemați să vă relaxați. Să vă relaxați, da? Să vă odihniți un pic, pentru că probabil sunteți foarte tensionați și dintr-un motiv sau altul, chiar dacă nu exprimați voi, dragii mei, tensiunile, ele se simt, așa cum am vorbit la împărat, se simt, emanăm vibrații.
Și oamenii se îndepărtează, își creează semne de întrebare, își pun probleme. De ce nu sunați? De ce tăceți? De ce nu vă exprimați într-un anume fel? Trebuie să vă relaxați un pic, să vă odihniți, să dormiți un pic mai mult. Eventual să meditați. Dar evident că nu poți să meditezi decât în momentul când ești în pace. Și ca să fii în pace, ai nevoie de un pic de somn, de relaxare. Și exprimați compasiune. Și asta e foarte important. Să exprim compasiune, în primul rând, față de situație. Dacă cineva a fost nervos, nu vă supărați, exprimați compasiune. Poate persoana trece prin niște situații și în momentul în care voi exprimați compasiune și înțelegere, data viitoare când voi veți trece prin niște situații, vor exprima și ei. Ei sau cei din jurul vostru veți primi compasiune de la Univers. Și afară de chestia asta cu exprimarea compasiunii față de celălalt, trebuie să vă exprimați compasiune față de voi înșivă. Să nu mai fiți atât de perfecționiști sau să nu vă mai faceți atâtea griji într-o privință, ci să fiți mai blânzi cu voi înșivă. Din acest motiv, vi s-a spus să vă și relaxați un pic. Calm down. Easy. Da? Nu de carte, e aici. Calmați-vă un pic, relaxați-vă, faceți ceva plăcut, duceți-vă la un masaj, duceți-vă, înotați, plimbați-vă, e vacanță, poate pentru unii alții muncesc, dar chiar dacă munciți, luați-vă măcar 2 zile acela, weekendul pe care ar trebui să-l luăm toți, să vă relaxați, altfel dacă vă epuizați, nu mai faceți nimic, degeaba aveți intenții bune, fiți atenți, drumul către iad este pavat cu intenții bune, degeaba aveți intenții bune să munciți, să aveți bani, să puteți să oferiți, dacă la un moment dat atâta muncă vă deprimă, vă tensionează și vă îndepărtează de calea voastră, de voi înșivă și de cei dragi. Probabil că față de unii dintre voi trebuie să vă exprimați prin niște cadouri, prin niște mici gesturi. Poate să fie chiar și o îmbrățișare, dar se pare că e nevoie de mai mult. Oamenii au nevoie și de obiecte ca să înțeleagă că nu neapărat că sunt materialiști, să înțeleagă că vă luați din ceea ce creați prin munca voastră, sacrificați ceva, o părticică pentru ei. Dacă nu reușiți să sacrificați timp, măcar sacrificați un pic din bani, chiar dacă poate unii dintre voi n-aveți suficienți, da? Ca să cumpărați un cadouț, un gest frumos, o floare, ceva drăguț și să le oferiți și lor, să vadă, domne, n-are timp de mine, dar a putut să cumpere ceva pentru mine și să-mi arate dragostea. Interesant că și aici, la 2 de cupe, persoana oferă o cupă, da? Oferă o cupă. Cupa poate să fie și materială, nu doar emoțională. Poate să fie o discuție la un restaurant și să vă împăcați, da? Să faceți acest cadou. Cam asta ar fi etalarea. Sunt curioasă cum rezonează cu voi și vă doresc un august frumos și să vă împăcați în cazul în care sunteți certați și să vă meargă bine financiar în cazul în care aveți probleme, că aveți 3 de monede, o să aveți o colaborare cu cineva prolifică, benefică. Da? Într-un final, poate vă reformulați în profesia voastră. Găsiți un alt șef, o altă ocazie și vă merge mai bine. Cam asta ar fi etalarea. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup numai bine. Pa!